votului, asta a fost și în comisia juridică, despre asta a fost vorba. Votul a fost dat pe 25 martie. Vreau să mai spun că premierul României, domnul Victor Ponta, în calitatea sa de președinte al PSD, a spus că dumneavoastră veți vota toate cererile care vor apărea din partea DNA. Ce s-a întâmplat? Vă rog să-mi spuneți, am fost acuzați noi de politicianism, că tratăm acest subiect cu politicianism și că noi votăm conform cerințelor de la partid, iar dumneavoastră votați conform conștiinței. După presiunea care o creați, este clar că s-a modificat conștiința de pe 25 martie până pe 2 iunie. Nu este normal să se întâmple asta. Stimați colegi, nu cred că este cineva în sală care să spună că dacă știa atunci pe 25 martie că va fi o majoritate dată de senatorii aleși, atunci vota altfel decât cum a votat cu 25 martie. Eu vă rog, dacă ajungem la acest vot, deși este clar o forțare, nu aveți argumente, să votați așa cum ați votat pe 25 martie, adică pentru această cerere. Eu voi proceda în felul următor. Da? Deci, eu voi proceda în felul următor. Acest titlu care l-ați ascultat și care a fost aprobat odată de către în ordinea de zi care a fost aprobată de dumneavoastră, împreună cu acest proiect de hotărâre pe care l-am primit de la Comisia de Comisia Juridică, le voi supune votului plenului. Unele sunt în fața dumneavoastră. Ridicați capacul și să se vadă că nu-i nimic. Domnul secretar, răsturnați urna. Unele au fost verificate. Începe procedura de vot. Purlea Marin. Prezent. Bornaru Florinel. Prezent. Butunoi Ionel. Prezent. Cadar Leonard Concediu Medical. Calcan Valentin. Prezent. Câmpeanu Mariana, prezent. Chelaru Ioan, prezent. Chiriac Viorel, prezent. Chiru Gigi Cristian, Chiru. Chiariu Tudor, Coca Laurențiu, prezent. Constantinescu Florin, prezent. Cordoș Alexandru, prezent. Corlățean Titus, prezent. Coste Marius, prezent. Vă rog să veniți să votați. Costoiu Mihnea, prezent. Exact. Cotescu Marina Drănel, prezent. Crețu Gabriela, prezent. Cristache Iulian, prezent. Cristina Ioan, prezent. Croitoru Cătălin, prezent. Deneș Ioan, prezent. Dincă Marinică. Dincă Marinică. Prezent. Dobra Dorin Mircea, prezent. Dobrițoiu Corneliu. Dobrițoiu, prezent. Donțu Ovidiu, prezent. Domnul ministru Pop, care are o urgență, prezent. Dumitrescu Cristian, prezent. Dumitrescu Florinel, prezent. Dumitrescu Iulian. Și domnul ministru al finanțelor Teodorovici, prezent, care votează. Dumitrescu Iulian. Durbacă Eugen, prezent. Duruț Aurel. Duruț. Ehe Garner Petru. Fedorovici Doina, prezent. Fifor Mihai, prezent. Filip Petru, prezent.
Firea Gabriela, prezent. Florian Daniel Cristian. Flutur Gheorghe, prezent. Frătean Petru Alexandru, prezent. Vă rog să veniți să votați. Geana Mircea Dan. Ghilea Gavrilă, prezent. Ghișe Ioan. Grapa Sebastian a votat. Grigoraș Viorel. Duruț, prezent, mai bun. Duruț, nu, că nu v-am văzut. Duruț Aurel, prezent și votează acum. Grigoraș Viorel. Hașă Tipuiu, prezent. Ichim Paul, prezent. Igaș Traian Constantin, prezent. Iliescu Lucian, prezent. Ilieșiu Sorin, prezent. Ionita Dan Aurel. Ionita. Iovescu Ioan, prezent. Isaila Marius Ovidiu, prezent. Jipa Florina. Jipa. Este prezentă, dar nu-și face prezenta prin voce. Claric Laslo Atilo, prezent. Laslo Atilo, prezent. Lazar Sorin Constantin, prezent. Lucian Dragoș, prezent. Lucian Ion, prezent. Marian Dan Mihai, prezent. Marian Valer, prezent. Marin Nicolae, prezent. Marco Bela. Mazăr Alexandru. Mihai Alfred Laurențiu, prezent. Mihai Cristian Dănuț. Mihai Neagu. Mihailescu Petru Șerban, prezent. Miron Vasilica, prezent. Mitu Augustin. Mitu. Mocanu Victor, prezent. Moga Nicolae, prezent. Mohanu Nicolae. Mohanu. Motoc Octavian, prezent. Mutu Gabriel a votat. Scuze. Nasta Nicolae. Năstase Ilie. Neagu Nicolae, prezent. Nicoloiu Marius, prezent. Nicoara Marius Petre, prezent. Nu că nu v-am văzut, revin. Domnul senator Mohanu Nicolae este prezent și votează. Nicolae Șerban, prezent. Nistor Vasile, prezent. Niță Mihai, prezent. Nițu Remus Daniel, prezent. Obreșa Marius, prezent. Oprea Dumitru, prezent. Oprea Dumitru, scuze. Domnul Oprea. Sunteți prezent, da? Ba nu i-am eu, dar nu eram foarte convins. Oprea Gabriel, domnul meu viceprim-ministru. Oprea Mario Ovidiu, prezent. Oprea Ștefan Radu, prezent. Pașca Liviu Titus, prezent. Pașcan Emil, prezent. Patache Ceabă. Pavel Marian, prezent. Păran Dorin, prezent. Păunescu Teiu, prezent. Pelican Dumitru, prezent. Pereș Alexandru, prezent. Pop Gheorghe, prezent. Pop Liviu a votat, Marian. Popa Constantin, prezent. Popa Florian, prezent. Popa Ion, prezent. Popa Mihaela. Popa Nicolae Vlad. Domnul senator Popa Nicolae Vlad, prezent. Popescu Corneliu. Popescu Dumitru Dian. Popescu Tăricianu, domnul președinte, prezent. Purec Ioan Simeon, prezent. Rădulescu Cristian,
Prezent. Rogojan Mihai Ciprian. Prezent. Rotaru Ion. Prezent. Saghian Gheorghe. Prezent. Savu Daniel a votat. Domnul Sârbu Elie. Prezent. Severin Georgică. Prezent. Doamna senator Silistru. Prezent. Stuparu Timotei. Prezent. Suciu Matei. Șova Dan Coman. Prezent. Tanțoș Barna. Tămagă Constantin. Prezent. Tătaru Dan. Tătaru Dan. Tătaru Nelu. Prezent. Teodorovici a votat. Tișea Limpăunel. Prezent. Toma Ion. Domnul senator Toma. Prezent. Todirașcu Valeriu. Prezent. Tomoiagă Ștefan. Prezent. Tudor Doina Anca. Prezent. Țapu Nazare. Prezent. Ungureanu Mihai Răzvan. Prezent. Valeca Șerban. Prezent. Vasiliev Marian. Vasiliev. Prezent. Veg Alexandru. Prezent. Vereștoi Atilu. Prezent. Vochițoiu Haralambie. Prezent. Voinea Florea. Prezent. Voloșevici Andrei. Prezent. Văzganian Varușan. Zisu Ionuț Ielie. Prezent. Da, stimați colegi, o să reiau al doilea apel pentru colegii care n-au răspuns prezent la primul apel. Antonescu Crin George Laurențiu, Boagiu Anca, Bodea Cristian Petru, Chiru Gigi Cristian, Chioariu Tudor, Dumitrescu Iulian, Ehegarner Petru, Florian Daniel Cristian, Joana Mircea Dan. A votat Joana? Nu l-am văzut prezent. Pare rău. Da, deci a fost prezent și a votat. Ghișe Ioan. Grigoraș Viorel. Ionita Dan Aurel. Marco Bela. Mazăr Alexandru. Mihai Cristian Dănuț. Mihai Neagu. Mitu Augustin. Mitu. N-a răspuns prezent și eu nu l-am văzut votând. L-ați văzut pe Mitu? A votat? Nu Mutu, Mitu. Mitu Augustin. Mutu a votat. Cine? Mitu? L-ai văzut tu? Ok. N-a răspuns prezent, eu nu l-am văzut. Nasta Nicolae. Năstase Ilie, Patache Ceabă, păi trebuie să parcur toată lista ce să fac. Popa Mihaela, Popescu Corneliu, nu predați bilele că trebuie să votez și eu. Popescu Dumitru Dian, Suciu Matei, Tanțoș Barna, Tătaru Dan și atât. Stai puțin, să mie și mie când pleacă cu urnele și după aia gata, poți să strângi. Stai un pic să iau urnele. Stai. Gata, hai, facem schimb. Mă bag în locul lui... Da. Vă rog, doamnelor și domnilor, rog pe domnul senator Coca să dea citire procesului verbal în urma votului care a fost exprimat în plenul Senatului în legătură cu cererea Ministrului Justiției la solicitarea parchetului în Alta Curte de Casație de Justiție
Direcția DNA în vederea încumințării, reținerii și arestării domnului senator Ciobanan Coma, formulat în dosarul 122P/2012. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Proces verbal referitor la rezultatul votului secret cu bile exprimat cu privire la încuvințarea cererii de reținere și arestare preventivă a domnului senator Șova Dan Coman. Procedând la numărarea voturilor exprimate de către senatori prin vot secret cu bile, în conformitate cu articolul 135 și 136 din regulamentul Senatului, Comisia de numărare a voturilor a constatat următoarele. Numărul total al senatorilor, 167. Numărul total de voturi exprimate, 140. Din care voturi pentru, 66. Voturi contra, 72. Voturi anulate, 2. Ca urmare a faptului că, în urma votului exprimat, nu a fost întrunit votul majorității senatorilor prezenți, în conformitate cu dispozițiile articolului 24, aliniat 4 din legea numărul 96/2006, privind statutul deputaților și senatorilor, republicată, Senatul nu înconvințează reținerea și arestarea preventivă a domnului senator Șova Dan Coman în dosarul penal numărul 122/P/2012 al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție. O să dau citire hotărârea privind respingerea cererii de convițare a reținerii și arestării preventive a domnului senator Șova Dan Coman. Având în vedere solicitarea ministrului Justiției, domnul Robert Marius Cazanciuc, de încuvințare a reținerii și arestării preventive a domnului senator Șova Dan Coman, în dosarul penal numărul 122/P/2012, trimisă Senatului cu adresa numărul 2/22716 din 13.03.2015, în temeiul dispozițiilor articolului 72 aliniatul 2 din Constituția României, republicată, ale articolului 24 din legea numărul 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, republicată cu modificările ulterioare, și ale articolului 173 din regulamentul Senatului, aprobat prin hotărârea Senatului numărul 28 din 2005, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere decizia Curții Constituționale numărul 341